sfatului trecut, Eric marca golul victoriei pentru Panduri într-un succes cu 2-1 în fața lui Dinamo pe acest stadion. Centrează Momcilovic, mingea ajunge la Eric. Eric era într-o poziție bună. Încă o dată Eric centrează, Nedelcearu respinge. Eric șutează, gol! Formidabil! Formidabil! Era pe teren, cred, de 40 de, mai puțin de 40 de secunde Eric și reușește să înscrie din două încercări, reușește să puncteze. Tocmai spuneam că marca în turul sezonului trecut un gol al victoriei pentru Panduri în turul campionatului precedent. Iată-l pe Eric cum reușește să fructifice această ocazie. Durimel n-a respins convingător. Eric a avut o ezitare într-o primă fază, apoi mingea s-a întors la el și șutează perfect. Nu am o statistică la dispoziție, dar s-ar putea să vorbim despre cel mai rapid. Niciun obiectiv prea greu, niciun adversar prea puternic, niciun obstacol de netrecut. Pentru că tu ești cel mai bun, intră și tu pe digisport.ro și votează-ți favoriții.